Persoanele care și-au amânat ratele la casă, de exemplu, au folosit casa pe parcursul acestei perioade și și-au amânat rata, dar sunt acele companii care au avut spații închiriate în centre comerciale, care n-au folosit acel spațiu prin lege, le a fost interzis și cea opțiune este tot o amânare a chiriei. Sunt sume destul de mari. Unele firme riscă să intre în insolvență sau în faliment. Credeți că se va mai putea face ceva pentru aceste firme sau e închis subiectul respectiv? Aici avem și o dilemă juridică, să știți, domnule Ducan. Deci statul nu poate să intervină între relația între două entități private. Sunt niște contracte, deci sunt inclusiv cazuri în care sunt proprietari de spații care percep în continuare chirii. Deși noi am dat ordonanța, cred că ordonanța 28, în care spune foarte clar că IMM-urile afectate de această stare de urgență au dreptul să-și amâne chiria. Or, probabil că o parte dintre acești chiriași vor trebui să-și caute dreptatea în instanță, dar statul nu poate reglementa totuși un contract între privați. Soluția la îndemână pentru o firmă aflată într-o asemenea dificultate rămâne tot un credit garantat de statul român prin IMM Invest, dacă este IMM. Dacă e companie mare și sunt cazuri, este o schemă prin Exim Bank și o veți vedea, veți vedea toate detaliile în cel mai scurt timp, a fost deja anunțată public, și să aibă un capital de lucru care să le dea un spațiu de respiro pe termen scurt până își revin, până revine cererea, și în timp pot să-și acopere și aceste amânări.